Salut! Sunt tare curioasă. Care sunt activitățile pe care le desfășori pe parcursul unei zile? Activități care ne ajută să ne simțim bine, să creștem voioși și să dezvoltăm un stil de viață sănătos. Îți prezint programul meu zilnic, iar după aceea te rog să povestești și tu despre programul tău. Desigur, cu ajutorul întrebărilor. Cât despre mine, sunt o persoană matinală. Mă trezesc de dimineață și, ca orice copil deștept, mă spăl pe dinți, mă spăl pe mâini și pe față sau fac duș, mă îmbrac și servesc micul dejun. Mă întâlnesc cu colegii mei de clasă în parc. De acolo pornim împreună spre școală. Particip cu interes și sunt foarte atentă la fiecare oră. Astfel, nu voi avea multe de învățat acasă, iar temele le voi rezolva cu ușurință. La prânz, merg acasă pe jos cu Lidia. E o plăcere să stau de vorbă cu ea. E haioasă, optimistă, înțeleaptă și, cu siguranță, e cea mai bună prietenă. După prânz, îmi fac lecțiile și mă grăbesc să ajung la întâlnirea cu Lidia. În fiecare zi, mergem la plimbare, sigur, numai dacă e vreme frumoasă. Când plouă sau este frig, stăm în camera mea, ascultăm muzică, citim o carte sau ne uităm la desene animate. Seara abia aștept să o ajut pe mama să pregătim cina. Eu vin cu ideea, mama cu ingredientele. În timp ce gătim, povestesc despre aventurile mele. Servesc cina, iar după aceea fac baie, mă îmbrac în pijamale și mă întind în pat. Aș vrea să-mi deschid ochii, dar nu reușesc. Toate amintirile sunt aici lângă mine, în camera mea. Parcă m-aș uita la un film. A fost o zi minunată. Una specială. La fel ca orice altă zi din viața mea. Te rog să povestești și tu despre programul tău. Te vor ajuta întrebările.
Îți mulțumesc că azi ai fost alături de mine. Salut!